Pe și de cine ați mai păstrat legătura? V-ați certat sau cum? E neîncertat. Nu eram așa de bun prieten ca să ne certăm. Eram colegi acolo. Nu intram în detalii. Mi-a dat de pe Facebook mai de mult. Mă rog, și mi-amintesc că era un tip amuzant. O fi el amuzant și acum. Mi se pare ciudat. Ce ți se pare așa ciudat? Că nu te-am auzit niciodată vorbind de el. Ce vrei să zic? Era indiferent, eram și la grupe diferite. Păi, hotărăște, ți era indiferent sau te amuza? Nu cred că vrei să-mi aduci aminte că mă apucă toți dracii acum, pe bune. Deci dacă tu încă mai reproșezi acum... Dacă tu încă îmi reproșezi. Și cum a ajuns mare să vândă mașină? Silviu. Să-l întreb și asta dacă ești așa curios. Cum o să zici mersi că ne ajută. Ce, mă? Nu te mai uita așa la mine. Pe bune, mai bine spune care îți place. Ești boss în plate. Nu tu ai vreo mașină nouă? De ce? Eu m-am plimbat cu ea? Așa se face, știi și tu. Poate zice că te dai la el. I-am zis deja de ce ne întâlnim. Ce vrei? Să ne vedem la Mac? Hai spungi de cât am dat deja cu totul până acum și... Azi că știu eu cum să-l iau. Vezi să nu uiți contract. Nu-l uit. Vrei tu să te asiguri că e? Uite, rog eu frumos, nu mă pisa, pe bune. L-am pus deja în geantă. De ce zici când te întreabă de ce vrei să o vinzi? Zici de una mai mare, de familie, de asta... Că ne mutăm, că... Asta te interesează pe tine acum? El mai știe lume, mă gândeam că poate ne ajută și cu apartamentul. Și nu mai lași tu așa. Pe bune, de luni, gata. Da, mă, să te văd cum ești tu la serviciu cu autobuzul. Auzi? Dă-mi și mie un apel.
pe silent sau pe ce? Nu, e gata. Mersi. Mai BMW 320 diesel, 163 de cai putere. Și automat 8. Asta e de păstrat. Ai 4 setări la aia și ai și interiorul cu setură roșie, da? Unele-s de păstrat, unele-s de aruncat. Cât consumă? Consumă 11-12 litri la 100 de kilometri în oraș. Computerul arată 9. 10-11 litri la 100 de kilometri în oraș, computerul arată 9. Și arată 8. Computerul arată 8 și 6-7 litri la 100 pe autostradă. Dar oricum știe el toate lucrurile astea, nu o să mă întrebe pe mine. Trebuie să fii și tu un pic profi, nu? Chiar dacă sunteți voi așa, bune amici. Și e direct. Nu lași la început, după aia vezi, la maxim 700 astea ultime două ore. Păi nu poți să le iau direct, Radu, că de-aia ne întâlnim, nu? Îi spun și eu după ce bem un pahar cu vin. Dar tu știi la ce mă refer când zic de preț. Zici direct să nu dea la întors. Bine, bine, hai. Ce faci, tati? Da? E drăguț. Și cine i-a pus numele? Păi, cine ți-a zis că ne mutăm? Păi mă, pisoiași, nu-ți mai place la apartament? Nu știu, tati, vedem. Și ce mai zice bunii? Tati, uite, hai că mă sună mami pe cealaltă linie. Hai. Te pup. Să fii cu minte. Pa, pa, pa. Dar răspunde-mă și tu când te sun. Păi, e foarte bine. Bun, și acum ce mai faceți? Păi dacă a zis 9.000, ce mai stai, mă? Bine.
A zis el așa. Păi cum adică falit? Și asta e glumă? Dar cum a zis? Nu, tonul mă interesează. Ioana, ați bătut palma, gata. Hai, ia un taxi, serios. Unde ești, mă, ce-i muzica aia? Cum nu știi? De ce îmi răspunzi? Păi ți-am dat și mesaje. Dar tu de vibrații n-ai auzit? Zi, de vibrații n-ai auzit? Vibrații, mă! Hai, mă, lasă! Ce mai vrea ăla? Ce... Auzi de ce ăsta ne ia de fraier? Mai dă-l în pula mea de mare prieten unde l-ai găsit tu cândva, pula în el de samsar. Hai! Au!
Și-a uitat telefonul în mașină. Sănătate. Salut. Auzi? Lunda? Da, da, stai liniștit. Să știi că mi-a plăcut mașina. Nu știu cu kilometri acum e, dar nici nu mai contează. Te salut.